Ieri vă prezentam cazul familiei Bădoi din Malu Mare, care s-a trezit cu o factură la CES de 17 milioane de lei vechi. Toate reclamațiile făcute au rămas fără rezultat. Abia după ce familia în cauză a apelat la presă, cei de la CES au trimis pe cineva să verifice situația. Băiatul care a fost astăzi, în principiu, a zis că normal trebuie să se anuleze această factură pentru că s-a descoperit greșeala. Și v-au spus de ce n-au venit până acum să remedieze situația, ci au venit abia după ce a scris Gazeta de Sud un articol și a apărut și la Alege TV? El mi-a zis că prestează servicii pentru CES și ei nu știu mai multe, dar astăzi datorită presiunilor care au fost în presă. Problema a apăruse ca urmare a faptului că familiei în cauză îi fusese facturat consumul aferent altui contoar. Abia acum cei de la CES au acceptat această evidență și au îndreptat lucrurile. S-a făcut un proces verbal, contoarul care este în perete cu seriile lui și a zis că de acum încolo o să vină pe acel contoar cu toate seriile care le trecură în procesul verbal. Familia Bădoi a făcut numeroase sesizări, dar până acum nu primise niciun răspuns.